Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. La Abis Plus TV discutăm cu oamenii momentului și discutăm subiectele momentului, iar unul dintre subiectele arzătoare în această perioadă anului este legat de declarația unică. Sunt oameni care știu ce au de făcut foarte bine, dar sunt și oameni care se pierd cumva prin hățișurile legii și în această cauză am preferat să discutăm cu un specialist și să lămurim toate aceste aspecte. Invitata mea de astăzi este doamna Zoița Costea, care este șef serviciu asistență pentru contribuabil din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța. Bun venit, doamna Costea, și mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Doamna Costea, discutăm astăzi despre declarația unică, pentru că, iată, ne apropiem de termenul la care aceasta trebuie depusă. Care este data până la care trebuie depusă această declarație, de fapt? Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, formular 212, că așa îl regăsesc contribuabile pe site-ul ANAF, are termen de depunere 25 mai, anul următor, celui de realizare a veniturilor pentru contribuabile, așa cum spun, au realizat veniturile în cursul anului și trebuie să le declare definitiv în practic situația finală până în 25 mai anul următor, până la 25 mai anul în curs pentru cei care își începe activitatea și trebuie să-și declare veniturile estimate, practic, 25 mai a anului următor, celui de realizare a veniturilor pentru cei care optează să-și exercite opțiunea pentru redirecționarea acelui impozit de până la 3,5% pentru a susține entitățile non-profit, unitățile de cult și pentru acordarea de burse private. În termen de 30 de zile, în cazul contribuabililor ce încheie contracte de închiriere și tot în 30 de zile pentru contribuabilii care își încep activitatea în cursul anului. Vom vorbi despre toate aceste categorii, dar din ce înțeleg sunt mai multe tipuri de categorii de persoane care depun această declarație unică. Și aș vrea să vorbim puțin despre categoriile de persoane. Vorbim de persoane care nu au, eu știu, dările, să le spunem așa generic, plătite de către angajator. Care ar fi aceste categorii de persoane care trebuie să depună această declarație unică? În general, această declarație este depusă de către persoanele fizice și când vorbesc persoană fizică, nu înseamnă doar persoana fizică ce se identifică prin CNP, ci și persoanele autorizate în mod independent, sub o formă de organizare, cum ar fi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care obțin venituri din agricultură, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură și altele asemenea, veniturile din investiții, venituri și alte surse. Cam atâtea, cred că pot să o enumăr acum așa în mare. Acum, declarația asta unică, mulți o văd ca pe o sperietoare, ca pe ceva ce este complicat de completat, este complicat de, eu știu, înțeles toate acele câmpuri care trebuie, eu știu, cu mare grijă avute în vedere. Care este scopul, de fapt, al acestei declarații unice? Cum îl vedeți dumneavoastră, evident? Păi, scopul declarației este acela de a orice persoană care realizează venituri trebuie să-și declare acele venituri. Declararea inițială cât și cea finală, ca să spun așa. Scopul ei este de a stabili impozitul datorat pentru veniturile realizate și precum și stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii. Deci pe baza ei, statul își dă seama dacă avem ceva de plătit, dacă avem, exact. Nu știu, există și varianta în care avem ceva de încasat sau doar de plătit? De încasat, nu prin intermediul declarației unice, sigur. Aceasta e doar o declarație de declarare. Ok. Sunt mai multe metode de depunere a acestei declarații. Evident, după ce înveți să o completăm și vom vorbi și despre completarea ei, sunt mai multe metode prin care poți să depui această declarație. Din ce am văzut, ANAF-ul marșează foarte mult pe depunerea online. Pandemia, dacă ne-a învățat ceva bun, ne-a învățat să lucrăm mai mult cu calculatorul. Și atunci v-aș întreba care ar fi aceste metode prin care putem să depunem declarația unică. Metodele de depunere, practic, în afara faptului că intervine online, sunt aceleași. Depunerea la registratura organului fiscal în format hârtie,
depunerea prin poștă cu confirmare de primire și, așa cum ați spus, prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Aici vorbim de acel serviciu, spațiul privat virtual, pe care contribuabilul trebuie să-l utilizeze pentru a putea transmite prin mijloc electronic. Acel SPV, acest spațiu privat virtual, trebuie să ai un cont făcut în avans, cumva. Da, sigur, contribuabilii trebuie să-și creeze un cont în cadrul spațiului privat virtual. Aceasta necesită completarea unui formular pe site-ul ANAF, un formular ce solicită date de identificare, practic, ale contribuabilului, nimic foarte complicat. În afară de date de identificare, se solicită un nume de utilizator și parolă pe care și le stabilește contribuabilul așa cum dorește dumnealui. Finalizând completarea acestui formular, se atribuie un număr. Cu acel număr de identificare și cu buletinul se face înregistrarea la registratura, la ghișeu, la organul fiscal. Cât durează, de fapt, acest proces? Eu știu, la ce să se aștepte oamenii? Câteva, nici nu aș putea să spun, 2-3 minute înseamnă înrolarea, poate chiar și mai puțin. Și după aceea, de mers la ghișeu, poți să mergi în aceea zi, de exemplu? Da, sau un termen de 10 zile de la data emiterii acelui număr pe care l-a generat aplicația, completând acel formular. Există posibilitatea mult mai simplu, fără a ne deplasa la registratura organului fiscal, ci doar electronic, prin vizualizare online. Deci asta presupune intrarea pe site-ul ANAF, alegând din categoria de serviciului respectiv vizualizare online, ni se transmite pe e-mail datele de contact și întâlnirea care va avea loc pe platforma Zoom, Astfel încât să se poată face identificarea de oriunde am fi noi. Deci nu mai e necesară deplasarea la organul fiscal. Și asta înseamnă că cineva care nu locuiește sau știu, este plecat din țară, poate să facă acest lucru? Da, poate face de oriunde din lume acest lucru, cu condiția să aibă un număr de telefon mobil din România. Acum, una dintre întrebările care mi-a fost chiar și mie adresată, atunci când depui această declarație prin SPV, ai nevoie de semnătură electronică? Nu. În cazul persoanelor fizice, transmiterea se face prin acest spațiu privat virtual, deja având semnătura electronică a Ministerului de Finanțe. Deci persoana fizică, doar pe bază de parolă și utilizator, poate transmite această declarație, nu are nevoie de semnătură digitală. Doar persoanele juridice și persoanele fizice autorizate, sub o formă de organizare, pentru acelea, într-adevăr, necesită semnătură digitală calificată pentru înrolarea în spațiu privat virtual. Bun. Și în acest caz, formularul trebuie completat, eu știu, pe calculator, să spunem, sau este mai simplu să-l printezi, îl completezi de mână? Completarea este mult mai simplă pe calculator, având în vedere că atunci când completăm, să zic, venitul brut, automat calculatorul calculează ce este ca și impozit și toate cele. Am înțeles. Deci este mai ușoară completarea, mai simplă completarea pe calculator. Nu știu dacă aveți statistici. În ultimii ani vedeți că lumea începe tot mai mult să completeze în acest fel sau încă vin cu hârtire la ghișeu, să zic așa? Deja multă lume utilizează serviciile electronice, însă cei care vin la ghișeu sunt contribuabilii, să zic așa, categoria de vârstă peste 60 de ani, pentru a-și înregistra veniturile din chirii, veniturile din activități agricole. Sunt aceia bătrâni care nu știu să utilizeze calculatorul sau nu au acces la internet. Dar în sensul ăsta, la noi și în țară, peste tot, la unitățile fiscale, există calculatoare destinate autoservirii contribuabililor. Deci pentru cei care nu au... pot utiliza calculatoarele noastre pentru înrolare, pentru completarea declarației și transmiterea acesteia cu ajutorul unui funcționar, dacă nu are cunoștințe. Cu alte cuvinte, poți să mergi acolo, trebuie să-ți faci o programare sau ceva înainte? Poate face și programare, avem un serviciu de programare online, în care, ca să nu mai stăm la coadă, ne alegem o zi și o oră în care dorim să venim să ne facem aceste lucruri, un funcționar preia respectivul contribuabil și într-un interval de 30 de minute, pentru că nu avem mai mult la dispoziție, deci este un serviciu doar pentru problematici care nu necesită foarte mult timp de documentare și atunci evită deplasarea aceasta și a statului la cozi. Ce trebuie să știe o persoană care alege această metodă? Cu ce, eu știu, documente ar trebui să vină? Sau dacă își notează, eu știu, încasările pe o hârtie, sunt suficiente aceste informații? Da, datele, așa cum știți, sunt cele din evidența contabilă sau cele
conform contractelor încheiate între părți. Și atunci, dacă au documentele prin care se stabilesc veniturile pe care dumneavoastră le realizează, este suficient să vină cu acele documente, pentru că formularul fiind PDF inteligent, pe baza acelor documente se completează formularul. Știu că în trecut erau probleme legate de completarea pe MEC sau pe PC. S-au rezolvat aceste probleme? Ați mai întâlnit astfel de probleme sau e tot în regulă? Nu, astfel de probleme. Din punctul nostru de vedere sunt în regulă. Acum e posibil, mai sunt contribuabili care din necunoașterea utilizării calculatorului, într-adevăr, vin cu tot felul de erori. Dar noi, când nu sunt erori tehnice, de natură tehnică, astfel încât să necesite să intervină colegii noștri din sistemul tehnic de la nivelul structurii ANAF-ului, noi rezolvăm problemele la nivel local. Trecem la completare. Partea cea mai, eu știu, să zicem, anevoiasă pentru o parte dintre cei care ne urmăresc și aș vrea să vă întreb care sunt informațiile pe care cineva ar trebui să le aibă înainte să se apuce să completeze acest formular. Intri pe site, descarci formularul în primul rând, trebuie să fie formularul din acest an, da, adică nu trebuie să fie un formular mai vechi. Aferent veniturilor anului pe care dorești să le completezi, pentru că se mai schimbă de la un an la altul formularul? Versiunea practic valabilă pentru anul ăsta conține două capitole. Capitol și nu numai pentru anul ăsta, ci toate versiunile care au fost. Dar asta este ideea, că noi nu putem completa pentru veniturile aferente anului trecut și vorbesc de veniturile pe care aveam obligația să le declarăm ca și venituri estimate, nu le putem completa în declarația anului aferent 2023. Uh-huh. Pentru că, așa cum vă spuneam, sunt două capitole, un capitol de venituri efectiv realizate pentru anul anterior și capitolul 2 de venituri estimate pentru anul în curs. Deci astfel, dacă cineva, să zic, are de declarat anul ăsta venituri din chirii, să spunem, în care chiria este exprimată în lei, își va completa capitolul 2 al declarației aferente anului 2023 cu veniturile estimate. Ce se întâmplă dacă nu știi cât sunt acele venituri? Să spunem că faci venituri din drepturi de autor și nu știi cât vei, eu știu, ce fel de încasări vei avea în acest caz, ce completezi acolo? Completez venituri pe care consider eu că le voi realiza, deci de aceea vorbim de venit estimat, urmând ca în anul următor, în capitolul de venituri efectiv realizate pentru anul anterior, să completez efectiv veniturile pe care le-am realizat. E bine să pui mai mult, mai puțin, eu știu, dacă nu știi exact. Nu știu dacă trebuie să spui mai mult sau mai puțin. În cazul în care ai deja contracte încheiate, cam știi care este suma. Dacă cumva nu am contracte încheiate, mă limitez la cel la care l-am deja încheiat. În cursul anului, dacă mai închei contracte, eu pot să vin să depun rectificativă. Dacă nu mă depun, pentru că oricum termenul de declarare și plată efectiv este același, până la momentul plății, eu am posibilitatea, venind în anul următor, clar, efectiv cel realizat. Deci n-aș putea spune că e bine așa sau așa. Fiecare contribuabil își face analiza. Bun. Avem de completat această declarație. Evident, sunt datele de identificare mai întâi. Corect. Spuneți că este un formular inteligent. Da. Ce presupune, de fapt, acest formular este inteligent? Este un PDF în care noi ne introducem datele de identificare, datele adresei, deci, practic, datele din buletin. Mergem la capitolul la care avem de declarat, pentru că este foarte stufoasă și nu se completează toate câmpurile. Probabil de aceea contribuabilii, când văd un formular atât de stufos, spun, wow, e greu de completat. Nu, pentru că nu toată lumea are toate categoriile de venituri care sunt destinate a completa declarația unică, ci fiecare are categoria lui. Și atunci mergi pe categoria de venituri care ne interesează, se deschide doar acea secțiune și noi completăm datele despre veniturile noastre. Am înțeles. Discutăm aici de venituri, așa cum spuneați, din activități agricole, din chirii, discutăm de venituri din drepturi de autor, sau, știu, profesii liberale și așa mai departe. Sunt, eu știu, întrebări legate de ce se întâmplă cu cei care fac tranzacții cu criptomonede, de exemplu. Sunt aceste venituri sau, eu știu, aceste tranzacții trebuie notate cumva în această declarație? Da, sunt venituri care trebuie declarate prin intermediul declarației unice. Ele sunt venituri ca venituri din alte surse, deci considerate venituri din alte surse, și se declară la rubrica de venituri de alte surse. Acolo trebuie să avem grijă că, în afara faptului că declarăm veniturile, trebuie să facem un calcul, să spun așa, dacă cumva pentru acele venituri trebuie să declarăm și contribuție de asigurări sociale de sănătate. Asta e valabil pentru toate categoriile de venituri.
Pentru că trebuie să vă spun, pentru veniturile pe care le realizăm, trebuie să avem mare grijă că sunt situații când trebuie să declarăm și contribuția de asigurări sociale de sănătate. Și aici aș putea să vă spun că dacă anul trecut aveam un singur plafon la care ne raportam, începând cu 1 ianuarie 2023, avem trei plafoane, respectiv nivelul a 6 salarii minime, brute pe economie, 12 salarii și 24. Pare complicat. Cum le decidem la ce plafon ne încadrăm? În funcție de cât realizăm. În situația în care veniturile realizate sunt cel puțin la nivelul a 6 salarii minime sau mai mult, datorăm de contribuția la 6 salarii minime, la baza de 6 salarii minime. În situația în care depășim 6 salarii minime. Salariul minim era 2300 de lei? Sau 3000 ceva? Este salariul minim, practic 6 salarii minime e 18.000 brut. Da, okay. 18.000 de lei, contribuția fiind 10% aplicată la acest plafon, 1800 de lei pentru cei care realizează venituri la nivelul a 6 salarii minime. Okay. La cei care realizează venituri la 12 salarii minime ne raportăm la cele 12 salarii minime datorând o contribuție de 3600 de lei, iar la cei la care au la nivelul a 24.000 sau depășesc, avem un 7200 fiind baza 70.000. Aceasta e o schimbare nouă de anul acesta? Da, începând de anul acesta. Așa cum vă spuneam, anul trecut ne raportam doar la 12. Și schimbarea aceasta e generată de faptul că, nu știu, mă gândesc că sunt oameni care au făcut venituri mai mici, atunci pe ei ajută să declare pentru 6 salarii, să zicem. Da, corect. Având în vedere că vorbim de asigurare de sănătate, n-am spus mai devreme că am omis să vă spun că declarația se depune și de către contribuabili care nu realizează venituri, dar doresc să se asigure la sănătate. A, și atunci, dacă nu declar, declar venituri pe zero. Da, declar venituri pe zero, dar optez să mă asigurez, să mă asigur. Voi declara, practic, la nivelul a 6 salarii, voi datora contribuția de sănătate la 6 salarii minime. Astfel, o persoană care nu realizează venituri pentru a putea a se asigura la contribuția de sănătate, va datora 1800 de lei. Sunt, eu știu, informații legate de veniturile din dividende, să zicem. Sunt oameni de afaceri care încasează venituri din dividende. Acestea au fost încasate în, deci, profitul pe anul trecut a fost încasat anul acesta. Dacă încasăm anul acesta, le declarăm abia în anul următor sau pe declarația din acest an? Cum trebuie procedat în acest caz? În cazul dividendelor, vorbim tot așa doar din punct de vedere al contribuției de sănătate, pentru că dividendele, pentru veniturile din dividende, reținerea se face la sursă a impozitului, ceea ce înseamnă că se ocupa angajatorul de impozit. Noi, ca și contribuabili, atunci când încasăm dividendele, în termen de 30 de zile avem obligația să le declarăm, dar făcându-ne totodată, raportându-ne la salariile cele 6, 12 sau 24. Astfel încât un contribuabil care încasează dividende, termen de 30 de zile, își depune declarația unică completând în mod corespunzător capitolul 2 de venituri estimate, comparând practic cu plafoanele, datorăm contribuție de asigurări sociale de sănătate la nivelul la cât am realizat. Dacă am realizat peste 6 salarii minime, vom datora la 6 salarii minime, dacă realizăm peste 12, exact ce am spus mai devreme în ceea ce privește contribuția de sănătate. În cazul unei persoane care are, eu știu, venituri din dividende, din, eu știu, chirii, din activități adică de agricultură, mai multe, acestea se cumulează, se declară separat? Da, cum ele se procedează? Se declară în aceeași declarație, dar în secțiuni diferite. Deci, dar în ceea ce privește contribuția de sănătate, ele se cumulează și se raportează la plafon. Am înțeles. Și atunci dacă ai mai puțin de 6 salarii minime pentru fiecare dintre ele, pentru fiecare dintre ele, dar totalul depășește, trebuie să declarăm și contribuție de sănătate. Am înțeles. Bun. Poți să faci și fapte bune prin această declarație. Sigur. Iar una dintre faptele bune pe care le poți face este să ajuți o asociație, un ONG, astfel încât o mică parte din impozitul datorat către stat să ajungă la această asociație. Am văzut asociații care oferă asemenea formulare gata completate cu rubricile dedicate lor. Este o practică acceptată din acest punct de vedere. Care este modul în care poți ajuta o astfel de asociație? Și cât, eu știu, despre ce sume vorbim care vor ajunge la aceste asociații? Sumele sunt cele până la 3,5% din impozitul datorat. Acele declarații de care spuneți dumneavoastră, vorbim de formularul 230 pe care îl depune contribuabilul, cel care redirecționează
Da? Deci persoana nu e acest formular, fizică, nu e această declarație unică, e altceva? Nu este declarația unică, este formularul 230, prin care contribuabilul optează să redirecționeze aceste sume. Acest formular poate fi depus la fel la registratura organului fiscal prin poștă cu confirmare de primire direct de către titular sau poate fi depus la entitatea non-profit la care dorește să redirecționeze această sumă, iar entitatea non-profit completează un borderou, să zic așa, al entităților non-profit care se depune doar online, doar prin mijloace electronice la organul fiscal, încărcând practic entitatea non-profit toate acele formulare 230, fără a le mai depune la organul fiscal, acelea sunt ținute la entitatea non-profit în eventualitatea unui control să le poată verifica. Am înțeles. După cât timp ar trebui să-și vadă acele asociații bănuții aceia strânși? Cred că e un termen de 90 de zile, înainte nu era un termen, dar știu că anul ăsta s-a stabilit un termen de 90 de zile de la data depunerii acelor documente, ei, în mod normal, ar trebui să aibă banii în cont. Bun, și atunci noi, ca și contribuabili, ar trebui să discutăm cu un astfel de ONG și să ne adresăm lor, sau care ar fi cea mai simplă metodă? Da, v-am spus, metoda e fie o depunem singuri, la ghișeu, prin poștă cu confirmare de primire sau online, prin intermediul spațiului privat virtual sau direct la entitățile non-profit. Noi, ca jurnaliști, o parte dintre noi avem venituri din drepturi de autor. Este specificul muncii pentru că, nu știu, chiar și colegii în echipa noastră sau, eu știu, alți jurnaliști lucrează în acest fel. Aș vrea să vorbim puțin despre specificul drepturilor de autor. Oamenii, eu știu, creativi au și asemenea venituri. Cum procedăm în astfel de cazuri? Cu siguranță primim de la angajator acea, hârtiuță cu veniturile încasate în fiecare lună. Cum putem să estimăm un astfel de venit pentru anul următor? Sau dacă nu putem estima, ce facem în acest caz? În cazul în care aveți contracte, practic, cu angajatori, persoane juridice, cei care își țin, practic, evidență, chiar și cu persoane fizice autorizate, obligația de reținere este a plătitorului este la sursă, de venit. Da. În cazul în care aveți contracte cu persoane care nu sunt autorizate, doar atunci intervine obligația declarării acestora în declarația unică. Deci, practic, declararea se întâmplă ca orice alt venit. Doar că în cazul drepturilor de proprietate intelectuală beneficiați de acea cotă forfetară de 40%. Vorbiți-mi puțin despre această cotă, ce ar trebui să știm? Ar trebui să știm că din venitul declarat, venitul brut, 40% e o cheltuială forfetară care se scade, practic, din venitul brut, impozitul aplicându-se la diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile. Și impozitul este de 10% impozitul din este diferența. De 10% la venitul net. Okay. Da. Aici trebuie să vă spun că dacă aveți, deci persoanele care obțin venituri din drepturi de autor mai au și venituri din salarii, nu datorează contribuția de asigurări sociale, deci contribuția la pensie, pentru veniturile din drepturi de autor obținute în afara contractului de muncă. Poate fi menționată undeva asta pe acel formular? Adică... Nu, este prin lege stabilit, prin urmare în declarația unică nu vom bifa și contribuția de pensie, ci doar cea de sănătate în condițiile în care se depășesc acele plafoane. Sunt cazuri de jurnaliști, chiar și din Constanța, de unde suntem noi și filmăm această emisiune astăzi, care lucrează pentru, eu știu, publicație sau televiziune locală și pentru una centrală. În cazul în care lucrezi în două locuri diferite, se schimbă cu ceva situația? Nu, am spus. Dacă e vorba de angajator autorizat, obligațiile sunt acolo. Dacă am din mai multe surse, eu voi completa, așa cum am spus mai devreme, câte o secțiune pentru fiecare sursă de venit. Ele cumulându-se în final în declarație. Și pentru că toți suntem pe litoral, haideți să discutăm puțin și despre cei care își închiriază apartamentele pe termen scurt, pentru că avem în zona, eu știu, Mamaia Nord, dar și în sudul litoralului o grămadă de oameni care au apartamente și care le închiriază nu pe termen lung, adică nu cu o chirie fixă lunară, ci au anumite venituri pe timp de vară în mod special. Ce fac cu oamenii care încasează asemenea venituri din chirii pe termen scurt? Aceste persoane au obligația să le declare firește în declarația unică, doar că de data aceasta le declară în anul următor celui de realizare al venitului. Atunci când începe să închirieze, are obligația să-și completeze fișa capacității de cazare cu toate închirierile pe care le face. Închirierea înseamnă a unei camere, prima zi de închiriere și ultima zi de închiriere. Deci nu pot să spun că într-o lună am închiriat doar două zile
pentru că eu în acea fișă a capacității de cazare îmi completez prima zi în care am închiriat respectiva cameră, iar dacă eu nu-mi suspend activitatea cumva și declar că am încheiat închirierea, să spunem, după o lună, după două, eu datorez practic impozit pentru venitul acela realizat pentru întreaga lună sau pentru întreaga perioadă. Aici trebuie să spun că această închiriere în scop turistic se impozitează la normă de venit. Norma de venit este stabilită de Ministerul Turismului. În cazul localităților de pe litoralul Mării Negre și Deltei Dunării, Ministerul Turismului a stabilit norma de venit la nivelul a 19.000 de lei, dar pe perioada sezonului estival, asta înseamnă 1 mai, 30 septembrie, iar în afara sezonului estival 6.400, cred. Deci, practic, dacă noi închiriem strict în sezonul estival, acea normă se împarte la perioada sezonului estival și văd care este valoarea la care datorăm impozit pentru o cameră pe o lună. Deci aici nu mai intervine efectiv venit realizat. Venit realizat se consideră acea normă. Ce se întâmplă cu persoanele care au, de exemplu, un apartament în Mamaia? Da. Am prieteni care fac chestia asta, închiriază acel apartament cu două sau trei camere. În cazul lor, dar lângă el, să zicem, pe luna iulie, două, trei zile pe 1 iulie, până pe 3, să zicem, după care mai închiriază pe 7 până pe 10 și așa mai departe. Aici trebuie să vă precizez că în cazul în care într-o lună eu închiriez doar 2-3 zile, conform legii, datorez impozit la 15 zile, adică jumătate de lună. Dacă cumva închiriez 16-17 zile, deja datorez impozit pentru întreaga lună. Ok. Deci contribuabilii trebuie să aibă în vedere aceste aspecte, articolul 85 din Codul Fiscal, unde sunt foarte multe detalii cu privire la acest aspect. Acum, cei care închiriază asemenea apartamente au și cheltuieli. Se poate scădea o anumită sumă, forfetar sau ceva? Nu, în cazul acestora nu, utilizând norma de venit, așa cum am spus, venitul realizat se consideră acea normă. Deci nu există cheltuieli deductibile, însă, și pentru acest sistem, această închiriere în scop turistic, practic, contribuabili au posibilitatea de a opta în sistem real. Asta înseamnă să-și țină evidența în partidă simplă, astfel încât la declarare, în baza registrului de încasări și plăți, să-și poată declara veniturile efectiv realizate. Și atunci, în cazul ăsta, își pot deduce și acele cheltuieli pe care le realizează. Anul trecut a adus o nouă particularitate, să spunem așa, și anume veniturile primite de la stat pentru cazarea ucrainienilor. Acestea trebuie declarate pe această declarație unică? Nu, aceste nu sunt niște cheltuieli pe care le face contribuabilul, care se decontează de către serviciile din cadrul situațiilor de urgență, exact, din cadrul primăriilor. Acestea nu se declară nefiind un venit realizat. Am înțeles. Deci acestea le ignorăm, adică nu le trecem în această... Nu se trec în declarația unică. Bun. Știu că există și metode prin care poți să corectezi. Să zicem că ai făcut o greșeală, există o declarație rectificativă. Aș vrea să vorbim puțin și despre aceasta. Ce presupune ea, când și cum și de câte ori se poate depune? Declarația rectificativă se poate depune ori de câte ori în declarația depusă inițial s-au strecurat greșeli sau nu mai corespund realității actuale. Deci ori de câte ori consideră contribuabilul că datele declarate anterior nu sunt corecte, vine cu o declarație rectificativă. Aceasta se completează practic pe același model de declarație, având bife de rectificativă, fie a capitolului 1 de venituri realizate, fie a capitolului 2 de venituri estimate. Și atunci treci doar ce s-a modificat? Exact. Sau totul... Nu se mai rea completarea întregii declarații, ci doar a capitolului modificat. Dar capitolul modificat, dacă eu am mai multe surse și modific doar una, în capitolul respectiv trebuie să fie toate cele, chiar și cele declarate anterior. Am înțeles. Bun, tehnic vorbind, această declarație înțeleg că se poate completa cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Exact. Există și alte metode prin care se poate completa sau doar cu această aplicație? Adică trebuie să avem această aplicație? Nu să ai această aplicație. Acum nu știu dacă sunt altele pe care pot fi făcute. Aici n-aș putea să vă dau un răspuns nefiind de specialitate, dar ceea ce avem noi ca și prevedere legală, asta ni se spune că trebuie să... E o aplicație gratuită până la urmă, oricine poate descărca. Poate fi descărcată oricând, oricum, e foarte simplu dacă ai minime cunoștințe de utilizarea calculatorului.
Ce mi-a plăcut foarte mult este că în ultimii ani am văzut administrațiile județene, ANAF-ul, la nivel național, că încearcă să educe cumva oamenii în acest sens și am văzut că au început să apare webinarii gratuite, am văzut că sunt, chiar în perioada aceasta, sunt videouri postate pe YouTube, pe Facebook și așa mai departe. Cum se pot interesa cei care vor să afle mai multe, care nu înțeleg cum să completeze sau, eu știu, au nelămuriri la completarea unei astfel de declarații? Păi au la dispoziție site-ul ANAF. Toate informațiile sunt puse acolo, în secțiunea de asistență contribuabilă, avem ghiduri, broșuri cu privire la toate acestea. Așa cum ați spus, sunt deja filmulețe pe YouTube. Ați trecut deja în era asta, a digitalizării și a... Da, deja se fac multe în sensul ăsta de a atrage contribuabili în cât mai mult spre mijloacele electronice. De aceea s-a luat și această hotărâre de a trece cu acele întâlniri cu contribuabili în mediul online. Că practic sunt întâlnirile pe care noi le aveam în anii anteriori direct, față în față cu contribuabili, fie la sediile noastre, fie la CECAR, fie în colaborare cu celelalte instituții, unde ni se cerea să mergem spre a instrui, spre a informa contribuabili cu privire la noutățile legislative și tot ceea ce apare. Acum s-a luat hotărârea de a face aceste întâlniri în mediul online, tocmai pentru că contribuabilul poate participa de oriunde ar fi, chiar dacă nu poate să ajungă și ideal. Iar prezența noastră aici este o dovadă în plus că aveți deschidere către astfel de idei. Da. Acum, odată ce ai completat, ai rezolvat cu totul, ai depus totul și așa mai departe, când să te aștepți să vină acea, eu știu, sumă pe care o ai de plătit și cum vezi ce ai de plătit și cum trebuie plătit acea sumă? Începând cu 1 ianuarie 2018, apărând această declarație, organul fiscal nu mai emite decizie de impunere, cum era pe vremuri. Practic, s-a trecut la sistemul de autoimpunere. În această declarație, declarându-ne noi și stabilind deja impozitul, noi știm care este suma de plată. În anul următor, 25 mai anului următor, celui în care am realizat veniturile, noi putem face plata. Dacă cumva vrem să avem, nu știu, o siguranță, că, nu știu cum să spun, deși declarația, dacă o completăm singuri, în mod normal, știm clar care este suma sau poate am pierdut-o, nu știu. Așa, există posibilitatea pentru cei care utilizează spațiul privat virtual, fiind un serviciu electronic care permite foarte multe beneficii, să zic așa, pentru contribuabil, își poate solicita din cadrul spațiului privat virtual situația obligațiilor de plată, a notelor de plată, pe care eu le am de plată până la termenul la care este scadența, pot să-mi depun declarațiile, cum am spus, pot solicita diverse situații, certificat de atestare fiscală, cazier fiscal, deci toate acestea le pot solicita online. De aceea spun că acest serviciu permite să văd și ceea ce am eu de plată în momentul în care se apropie termenul. Dar nu mai primești o declarație de impunere, ci o poți solicita dacă îți dorești. Nu, aceea nu este, este doar o situație a obligațiilor datorate către bugetul de stat. Și atunci această declarație pe care o depunem este verificată de către cineva și după un anumit timp putem solicita o eventuală situație a plăților? Nu, pentru că practic declarația în sine este, conține sumele pe care contribuabilul le are de plată. Cu acea declarație se poate duce la trezorerie să-și plătească, vorbesc pentru cei care nu au spațiu privat virtual, sau contribuabilii care au spațiu privat virtual pot efectua plata direct din acest serviciu. Înțeleg că se poate folosi și ghișeul.ro mai nou. Ghișeul.ro, da, care practic este interconectat cu spațiul nostru privat virtual. Plata tot prin ghișeul.ro se face, chiar dacă în cadrul spațiului privat virtual vorbim de plăți creanțe. El e interconectat cu ghișeul.ro și plata se efectuează online prin această modalitate. Am înțeles. La final aș vrea să vă întreb cei care au totuși nelămuriri, unde ar putea să se adreseze? Care e cea mai simplă metodă de a intra în contact cu dumneavoastră, nu cu dumneavoastră personal, cu cei care reprezintă, eu știu, ANAF sau administrațiile județene, fiecare județ în parte? Da, deci că contribuabilii care au nelămuriri în ceea ce privește, să zic așa, interpretarea legislației, pot apela la serviciile de asistență, dar prin intermediul formularului de contact, spun aici formular de contact ce se regăsește pe site-ul ANAF și de aceea punctez interpretarea legislației, deci informații cu caracter general. Cei care doresc să aibă informații punctuale despre situația lor fiscală o pot face electronic, spunând prin intermediul spațiului privat virtual, practic prin același formular de contact, dar din cadrul spațiului privat virtual, fiind o situație proprie, deci nu poate fi trimisă oriunde pentru că nu avem garanția că ajunge la titularul acestuia și atunci prin spațiu privat virtual este singura cale, sau să se adreseze la noi, la unitățile fiscale, sau prin intermediul call center-ului,
acel număr 031 403 9160, unde de asemenea primesc informații cu caracter general, colegii noștri din call center neavând practic acces la baza de date, astfel încât să-i poată comunica cuiva datele din situația proprie fiscală, pentru că n-ar fi nici corect, vorbim de secretul fiscal, iarăși la celălalt capăt al telefonului, nu știm cine se află. Am omis un lucru. Ce se întâmplă dacă nu depui declarație la timp? Dacă nu depunem declarație la timp, așa cum știți, contribuabilul este notificat. Dacă nu se prezintă la notificare, atunci se stabilește din oficiu suma pe care va trebui să o plătească. Dacă în termen de 60 de zile de la data notificării vine și își depune declarația, rămâne declarația depusă de contribuabil, dacă nu, va rămâne decizia de impunere stabilită din oficiu ca și sumă de plată. Și acea sumă stabilită din oficiu e bazată pe ce anume? E bazată pe, practic, situații similare cu cele pe care le are contribuabilul, având în baza de date contribuabil care, practic, desfășoară aceeași activitate pe care o desfășoară respectivul contribuabil. Ele sunt, practic, estimate la nivelul celor care desfășoară activitate similară cu contribuabilul în cauză. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri. Sper că oamenii au înțeles ce au de făcut. Mulțumesc și dacă nu, vă pot contacta în așa fel încât să se lămurească și să depună la timp toate aceste lucruri. Mai avem timp, acum când înregistrăm noi, mai avem o lună și jumătate, iată, până când se poate depune, până când ajunge la termen acea depunere, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să faci totul din timp, astfel sigur, încât să nu ai probleme. Sigur, pentru că așa se întâmplă în fiecare an, cum se apropie termenul, este o foarte mare aglomerație. Și atunci sunt și serverele supraaglomerate și, într-adevăr, mai sunt unele mai probleme. Mici probleme, da. Exact. Doamna Costea, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi de la BIS Plus TV. Eu sunt Adrian Boioglu, alături de colegul meu Florin Boboc din spatele camerei. Până data viitoare vă dorim o zi mai bună.